s-a născut partea asta și cum a fost experiența prozei scurte? Ca să spun acest lucru, trebuie să încep la începutul, la Adam și Eva. Într-adevăr, am părăsit România la 15 ani și aș fi putut să uit. Să mă uit și limba maternă, la 15 ani se întâmplă multe lucruri. Să ajung într-o nouă cultură unde trebuie să mă adaptez, să învăț o nouă limbă și să nu învăț bine. Și să mă dezrădăcinez, unul din subiecturile tuturor cărților mele, de fapt, dar și a povestirilor, să mă dezrădăcinez în totalitate. Lucru care nu s-a întâmplat. Română a rămas vie, interesul, curiozitatea, cum spuneai tu, au rămas vii, întoarcerea spre țară s-a întâmplat imediat după Revoluție și, pe de altă parte, germana mea a fost una așa de bună încât am putut să trăiesc. Deci să-mi transform spiritul într-o materie pe care să o pot împărți cu alții, să le arăt altora, în cazul meu, scrisul, pe care am început să-l fac deja de la 18 ani. Am studiat psihologia, m-a interesat întotdeauna psihologia umanistă, responsabilitatea omului asupra vieții sale, a da un sens vieții, dar scriam în același timp și îmi scriam romanele, mă atrăgea mult forma mare, epică, suflul epic, uneori peste secole, al personajelor și a poveștilor mele de familie, care sunt, pe care le povestesc în romanele mele, pentru că puteam să arăt mult mai bine cum valurile istoriei vin peste oameni, se prăbălesc, cum familii vin, dispar, vine următoarea, oamenii fac greșeli, încearcă să trăiască bine sau demn și nu reușesc, și vin următorii, și vin următorii, și vin următorii. Noi toți suntem, într-un fel, urmașii acelor strămoși care trăiesc prin noi tot timpul. Deci mă atrăgea forma mare a scrisului și mă țineam după american, think big. Dacă ai o poveste bună, fă un roman. Nu este chiar așa. Simțeam în mine imediat, destul de repede, acea vibrație care mă ducea spre roman. Proza scurtă a început prima, imediat după primul meu roman, Vremea Minunilor, când am fost rugat să scriu o proză scurtă, în 2001, în care mă refer mai mult la plecarea noastră de acasă, a tatăl, la mamei și a mea, într-o zi de august călduroasă, 1982, închizând camera de bloc, punând bilețele pe toate cărțile mele, cine să le primească, apartamentul de bloc rămânând închis două luni până a fost deschis, probabil toți eroii cărților mele au murit de sete. După două luni s-a deschis apartamentul și s-a împărțit totul. Noi plecând spre graniță, o graniță unde tatăl plătise bani ca să mașina pe care o preparase săptămâni în șir să nu se depisteze lucrurile pe care el credea că ar fi bine să le aibă în vest și nu au avut nicio utilitate. Am ajuns la graniță, a fost un moment dificil pentru că ofițerul respectiv fusese arestat și am ieșit din țară crezând că e pentru totdeauna. În 1982 era clar că e pentru totdeauna, nu te putea aștepta că vine că comunismul va dispărea. Este de fapt subiectul primului meu roman, această călătorie cu tatăl prin vest. Și este subiectul primei povestiri. Ajuns în Elveția, am învățat unei limbi străine, dar întotdeauna setea de acasă, a tatălui și a fiului. Credeam că pun deoparte proza scurtă, am scris 6 romane după aceea, dar la un moment dat, așa printre picături, am început să scriu. Am fost invitat în 2012, ca și când aș fi un mare boier al scrisului, în două hoteluri de lux care aveau nevoie de un scriitor writer in residence pentru câteva zile sau săptămâni, rugându-mă să scriu proză scurtă despre ei. Și desigur acest lux m-a provocat să scriu în modul meu poveștile. Povestea care se întâmplă în Sankt Moritz, într-unul din hotelurile din Sankt Moritz, într-unul din hotelele luxoase din Sankt Moritz, are ca tematică venirea emigranților peste munți, care apar într-o zi din toate direcțiile și înconjoară acest hotel în care poți trăi așa de bine și în care te simți, de fapt, ca și când viața ta nu ar fi vulnerabilă și nu ar avea nicio rană.
Madonele care se găsesc în acest hotel, acest hotel este din 1850, proprietarii au cumpărat artă și au cumpărat figuri de madone romanice care sunt în tot hotelul împrăștiate. Și romanul meu, pentru că eu adaug realismului un suprarealism, sau fac un realism magic, în romanul meu aceste madone încep să plângă dar la anumită oră. Și toți bogații și săracii, personalul din hotel, fug de la una la alta, se pun în genunchi și se roagă. Urmând ca a doua zi să se întâmple acel lucru cu emigranții care apar din toate părți. O altă povestire unde am fost rugat să merg e pe insula Silt, insula bogaților nemți, în Marea Nordului, unde iarăși vin într-un hotel foarte, foarte luxos. Am fost chiar iritat de această bogăție așa la vedere, de a impresia că trăiești izolat și că viața de fapt e bună și totul e bine și nu se întâmplă nimic rău. Și tot în această poveste descriu cum la un moment dat, la orizontul insulei Silt, într-o anumită zi, dimineața de vreme, toată lumea care iese pe balconul hotelurilor exclusive, a caselor, arată cu degetul spre orizont și spune ce este acolo. Și strigătul ăsta ce este acolo se împrăște pe toată coasta de 40 de kilometri a insulei Silt și în îndepărtare este o dâră neagră care nu se mișcă. Este pericolul, care nimeni nu știe ce este. Și care vom vedea la sfârșit că este o flotilă ajuns acolo fără să știe nici cum a ajuns acolo, o flotilă cu oameni disperați din toată lumea, care la un moment dat va naufragia pe insula bogaților. Asta în anul 2012, când deja veneau emigranții, mai ales din Africa, dar nu așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Deci iau mici întâmplări și le transform. De ce le transform? De fapt este viața creatorului să facă acest lucru. Eu spun tot timpul că există o viziune poetică a lumii, o relaționare poetică. Poți merge prin lume și vedea numai suprafața, atât omul, atât ființa, dar în general când te îndrăgostești de altcineva, vezi mai mult, vezi prin el, îi vezi sufletul, spunem noi. Și așa se poate întâmpla cu toată lumea. Și când ai această viziune poetică sau această relaționare poetică, care să o număm curiozitate, sau o stare de spirit blândă, plină de frumusețe și de încredere și de curaj, se întâmplă lucruri. Vezi niște madone într-un hotel și le vezi plângând. Plâng pentru cei bogați. Vezi, pe insula Silt, această bogăție, vezi orizontul frumos al Mării Nordului și vezi în imaginația ta acea dâră neagră care e periculoasă. Eu trebuie Germania. Știm că acum câțiva ani disperații sirieni treceau pe lângă România spre Ungaria, care și-a închis granițele, care și-a închis inima și care de atunci duce o politică feroce de etnicizare și naționalizare de dreapta. Și desigur acest lucru m-a iritat și m-am gândit la faptul că unii dintre ei, în loc să meargă spre Ungaria, o luau spre dreapta și ajungeau în România. Întâlnirea aceasta într-o noapte pe fâșia de teren între un grănicer român care spune eu am vârsta libertății pentru că e născut în 1989, a unui grănicer tânăr care vrea și el să ajungă în vest, a cărui mamă lucrează în vest și el nici aproape nu o cunoaște și cunoaște bunica care îl hrănește, cu un sirian care apare din noapte și începe să plângă pentru că el despre România nu știe nimica și vrea să ajungă în Germania. Este o întâlnire a două persoane care aparent sunt cu totul diferite și nu au nimica de a face unul cu altul. Și desigur că motivele sirianului sunt mult mai dureroase, care spune eu trebuie Germania și pentru soția mea și pentru băiatul meu care a rămas în Mediterană. Dar în cele din urmă este aventura umană a omului în sine și de aceea evit deseori cuvântul emigrant, pentru că mă bagă sau ne bagă într-o etichetă, este aventura umană a omului în sine care de atunci când oamenii au hotărât să părăsească Africa,
ca să vadă cel dincolo de orizont, continuă și este motorul istoriei, din fericire sau din păcate. Dorința de a găsi o lume mai bună, unde să trăiești cu demnitate, toți eroii din cărțile mele și toți eroii de aici, din cartea mea, o fac, o au, este motivul de bază care, de fapt, ține istoria în mișcare. Ce înseamnă o viață mai bună în demnitate, fără frică și fără pungă, deci fără foamete. Sunt cele două motive de bază care țin lumea în mișcare și care o vor ține în continuare pe bază. Aceștia sunt eroii prototipici ai romanelor mele și a povestirilor mele, dar eroi care reușesc să existe până la sfârșit. Deci care au reziliență, au capacitatea de a dăinui în pofida lumii și a situației care uneori parcă vrea să-i înghită și să-i anihileze. Toți eroii mei supraviețuiesc întregii aventuri pe care eu o descriu în romanele mele. Mă gândesc la proza scurtă pe care ai menționat-o tu, Ruletă rusă. Sunt îndrăgostit de orașul Torino, pe care mulți nu-l cunosc. Trec pe lângă el la un preț de un oraș industrial, dar nu este. Este un oraș foarte frumos. În orașul Torino, acum vreo 5 ani, mi-a fost furată o geantă din mașină de un marocan cu un truc foarte special. Și atunci am spus, lasă că o să scriu o poveste și o să câștig din povestea asta mai mult decât am avut ideea personajului marocan. În această culegere de povestiri, scrise pe o durată de 16 ani și care se grupează toate, ca și romanele, în jurul tematicii emigrației, a oamenilor care sunt într-o cale fără ieșire, într-o stradă fără ieșire, această povestire mi s-a năzărit nu numai de la marocan, dar din întâmplarea de a fi cunoscut un italian, pentru că toți în cărțile mele sunt neufragiați, nu numai emigranții, ci și autohtonii. Nu mai știu unde le stă capul, nu știu unde e fericirea, nu știu cine sunt singuri. Un italian pe care l-am cunoscut la Shanghai, când eram la un congres de germaniști la Shanghai, unde mă invitaseră să țin o lectură, și ieșind în oraș am cunoscut un italian, un bel om, o bine îmbrăcat tânăr, care era un tip de succes și care își avea iubita rusă lângă el, care venea de fiecare dată acolo când el se găsea la Shanghai. Un italian tânăr cu o biografie deosebită și diversă de a celor din generația lui, pentru că tinerii italieni suferă enorm de mult. În Italia se cheamă precariat, a câștigat bani, dar nu destui pentru a trăi la părinți. Și uitându-mă la el, la mărimea lui, la frumusețea costumului lui, mă interesa un italian care se mișcă prin lume pentru a cumpăra lână, fiind directorul unei fabrici de textile din Milano. Se mișcă între Scoția, Australia și Mongolia. Personajul mă irita și îmi plăcea tocmai pentru că avea impresia că nu are nicio slăbiciune. L-am vizitat în Italia și mi-a povestit că are într-adevăr slăbiciune și aceasta este femeia rusă, care între timp trăia în Rusia, în Italia, și care l-a amenințat că îi va distruge căsătoria, el ținând la familia lui foarte mult. Și din acel moment am pornit la drum cu această figură, cu orașul Torino și cu întâlnirea într-una din piețele renumite ale orașului Torino, Piața de la Republica, unde se întâlnesc săracii, ilegalii, emigranții și bogații din nordul orașului, pentru că este marea piață a orașului Torino, unde se întâlnește un autohton de succes, care pare să aibă succes, dar e pe cale să-și piardă fericirea, cu un marocan care vrea să-i fure geanta. Așa este, așa se întâmplă lucrurile. Creativitatea are un spirit asociativ. Deci capacitatea de a te desprinde de logică, de firul logic al lucrurilor și a vedea istoria pe mai multe direcții, deci a meandra oarecum ca un râu prin viață și a vedea râurile secundare și apoi a pune totul iar împreună, aceasta este de fapt un spirit creativ.
Și acest lucru îl fac eu. Desigur că, în general, linia generală a tot ceea ce... Fellini, Federico Fellini, sper că știți. Cei mai în vârstă dintre dumneavoastră trebuie să-l știe. Este marele monument al cinemaului mondial. Și pentru mine o sursă de inspirație enormă. Dacă scriu cum scriu, dacă am realismul magic, în care în povestirea, de exemplu, de Sankt Moritz, unde povestesc că un rus bogat vine cu toată mobiliarul lui din timpul comunist la Sankt Moritz și îl duce la hotel și este dus pe un camionetă cu tot mobiliarul, iar el stă sus pe un scaun și intră așa triumfător în oraș și în hotel, sau dacă madonele încep să plângă, acestea nu sunt decât reminiscențe la ceea ce se cheamă felinesc, un mod felinesc de a vedea lumea. Pentru că Fellini a spus, și povestesc atâta despre Fellini pentru că am scris un articol mare în ultimele săptămâni și m-am ocupat de el, de dragul meu Fellini, el a spus că arta, în cazul lui cinemaul, în cazul meu cartea, nu trebuie să vrea să copieze realitatea. În cazul ăla face un film documentar. Nici ăla măcar, nici acela nu este o copiere totală. Deci nu copiază realitatea, ci o transformă în baza unei viziuni. Face ceva nou. Fellini folosind imagini. Imagini ieșite din cotidian, cum fac și eu. Iar Fellini a spus că, probabil, la sfârșitul vieții, într-un interviu, că are impresia că, de fapt, a lucrat tot timpul la același film, făcând 20 de filme din alte perspective. Și așa și eu, probabil, lucrez la aceeași carte de 20 de ani, văzându-mă prin niște cioburi, ca într-o prismă, din diferite părți, mă apropii de exact aceeași situație, aceeași temă. Nu traumă. Eu nu mi-am trăit experiența exilului ca o traumă. Eu nu scriu romane și povestiri pentru a depăși trauma. Eu nu văd, pentru unii este așa, literatura ca o posibilitate de a te însănătoși. Dacă vreau să mă însănătoșesc, vorbesc. Caut dialogul și îmi exprim emoțiile. Eu, după părerea mea, sunt un scriitor genuin, căruia îi place să comunice și să creeze o lume aparte. Lucrând, cum a zis Fellini, probabil la același roman și la aceeași poveste de 20 de ani, dar întotdeauna absolut diferit. Deci nu există între romanele mele similitudini prea mari, în afară de, probabil, spiritul meu, pentru că acest lucru se vede. Este literatură de tip german, este scris în limba germană, dar niciun coleg de-al meu german nu scrie ca și mine. Deci există un spirit, o esență, cum zic eu, un respir al textului care e cu totul diferit și care e, se poate ca mea, este european. Dar nici măcar este europenii, colegii mei români nu scriu așa. Se poate că mea mediteranean, oricum. E o literatură germană într-un alt suflet. Deci e de aici și de acolo în același timp. Și acest lucru îl văd, de fapt, ca un act de eliberare. Este o libertate care mi-am găsit-o singur, nedevenind nici prea mult elvețian, uitând de România și netrăind nici prea mult în nostalgia României și trăind în Elveția un singuratic neadaptat. Probabil vârsta de 15 ani m-a ajutat, era încă la graniță când puteam să învăț o germană bună, fără să-mi fie limba maternă și fără să uit româna, trăind destul încă în România ca să rămână limba maternă. Și din două faci una, atât ca personaj eu, atât ca limbaj, cât și ca literatură. Așa s-a creat literatura mea, care nu e nici una, nici alta. E ceva a treia și este un act de... este de fapt un act de eliberare pentru mine, de libertate, de a-mi găsi poziția foarte personală ca om, dar și ca, desigur, ca scriitor și ca literatură. Spre final, Cătălin, m-am bucurat să aflu că te preocupă o carte, un roman despre București. Da, dragii mei, București nu mă preocupă absolut deloc. Până acum 2 ani. Eram prea agasat de oraș. Veneam, luam mașina, de exemplu pentru romanul Bărbatul care ce fericirea care se întâmplă în Delta, luam mașina și plecam imediat spre Tâlcea și intram în Delta. Fiind timișorean, București era suspect. Dar ceea ce se întâmplă când ai această relație poetică cu lumea,
și când ești maleabil, se spune maleabil, când te poți mula, maleabil, se zice, când ești flexibil ca spirit și accepti ceea ce îți dă realitatea, îți schimbi planurile. Eu aveam o temă, acum de 10 ani, dar am scris alte romane între timp, și venisem la București ca să găsesc locul pentru acea temă, acea dramă. Putea fi oriunde în țară și eram pregătit să plec. Am ieșit din casă în acea zi, am mers pe câteva străzi și am văzut o piață, nu vă voi spune care, și un monument, nu vă voi spune care, la care voi, când treceți pe lângă el, probabil înjurați pentru că vă stă în drum și nu vedeți decât pietrele. Dar pentru mine a fost o revelație și am văzut mai mult, așa cum vezi în omul pe care îl iubești, mai mult decât frumusețea exterioară. Intri cumva în suflet, în substanță. În momentul ăla am văzut mai mult, am văzut un potențial care era la acel loc pentru realism magic, pentru a descrie 100 de ani de viață și 100 de ani a unui oraș prin perspectiva acelei pieți și acelei clădiri. Și de atunci mă țin de acest lucru. Am revenit la București de multe ori, am stat luni de zile, am cotrobăit toate, cutreierat, se zice, nu cotrobăit, am cutreierat toate străzile orașului, l-am învățat pe din afară, cu mașina, cu taxiul. Am citit tot ceea ce pot citi despre istoria Bucureștiului de la început până în anii de groază. Deci sunt poate mai bucureștean decât mulți alții. Cel puțin aș putea fi o foarte bună călăuză, cred, între timp a Bucureștiului. Acum rămâne de văzut dacă pot, pentru că cercetarea, munca de cercetare, nu te ajută 100% și nu te scapă dacă nu ai o viziune, chitul între cărămizi, clară, a vieții, a omului și a dramei. A dramei umane în general și a dramei pe care vrei să o desfii. Deci acum va trebui să topesc tot ceea ce știu în această acțiune și această dramă și această aventură începe probabil într-o lună sau două. Mulțumesc că așteptăm cartea. Până atunci ne bucurăm de primul volum de povestiri în Bunicul Pământului de citit. O carte minunată. Mulțumesc!